Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, începând cu data de 1-2-2018, acțiunile de control a biletelor sau abonamentelor se va face de către controlori care vor avea asupra lor, în permanență, aparatură de înregistrare audio și video. Acțiunile de control vor avea loc zilnic pe toate liniile. Această măsură a fost luată pentru evitarea erorilor, pentru reducerea numărului de contestații și pentru a stabili și menține decența abordării organelor de control. Toate înregistrările vor fi stocate ulterior, putând fi folosite în instanță. O concluzie a statisticilor efectuate în timp de controlorii RATC ne spune că nu există nicio persoană care să nu fi mers măcar o dată fără bilet de călătorie pe autovehiculele RATC.